Bună seara și bine v-am regăsit. Invitatul nostru de astăzi este secretarul general adjunct NATO, domnul Mircea Gioană. Bună seara și bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumim că ați venit la noi în studio. Știm cât de dificil a fost pentru că aveți un program încărcat. Precizez că această emisiune este una înregistrată, aproape de finalul vizitei dumneavoastră la Chișinău și nu e mult timp la dispoziție, de aceea începem. În primul rând vreau să vă întreb ce înseamnă NATO. Bun, NATO este cea mai de succes alianță din istoria umanității. Este o alianță politică și militară. Este o alianță defensivă și ceva care am auzit discutându-se la Chișinău prin anumite zone, NATO nu are o armată proprie. Suntem 31 în curând cu Suedia, 32 de aliați, 1 miliard de oameni, cu mai mult de jumătate din produsul global brut produs în țările NATO. Suntem o alianță a democrațiilor, a libertății și a domniei legii. NATO a fost înființată în 1949, după al doilea război mondial, odată cu Organizația Națiunilor Unite, odată cu Fondul Monetar sau cu Banca Mondială. Deci facem parte dintr-un sistem de instituții care asigură rânduială și norme la nivel internațional. Suntem un mare factor de stabilitate. Păi și mai suntem și un mare factor, pentru a spune lucrurilor pe nume, faptul că țările noastre sunt atât de prospere, și de la țările baltice care au avut un punct de pornire similar cu Republica Moldova după destrămarea URSS-ului. Și ne vedem unde suntem. Este clar că securitatea este o precondiție pentru prosperitate și pentru democrație și pentru libertatea presei. Deci asta suntem, o alianță în care lucrăm prin consens, ne respectăm unii pe alții, ne sfătuim unii pe alții și am jurat ca la mușchetari că dacă unul dintre noi este atacat, toți vom sări în ajutarea celui care eventual așa va fi atacat. Dacă este o alianță defensivă, atunci de ce Rusia o prezintă ca pe un rău absolut, ca pe o sperietoare? Pentru că în comunicarea internă au nevoie de un dușman extern. Este manual de propagandă. Nu e nimic nou sub soare. E o continuare a propagandei sovietice, care vedea în America și NATO marele dușman. Președintele Putin a reinventat o ideologie în care justifică sistemul său autoritar prin două argumente. Unul, că Vestul este decadent, este o teză pe care o spune și ei sunt cei care apără valorile tradiționale. Și doi, că NATO este o organizație agresivă, militaristă, care vrea să... Nu avem niciun fel de intenție agresivă față de Rusia. Nici o țară care a intrat în NATO după 90. Și știu România, că am condus efortul de integrare europeană și euroatlantică a României. N-a venit NATO niciodată să ne bată nouă la ușă. Noi ne-am dus către NATO. Noi am vrut în NATO pentru că ne asigură securitate, stabilitate și mulți ani așteptăm. Și am și fost refuzați să... prima dată. Exact. Și eram cu toții cătrăniți în România. Mi-aduc aminte postul, să zic, soră din București, ProTV-ul, ce campanie frumoasă a făcut atunci. Eram cu toții supărați. Noi ne-am dorit în NATO, noi ne-am dorit în Europeană, nu avem nimeni de la NATO să ne bată nouă la ușă. Noi și am să vrut... ne roage să intrăm. Și din potrivă, da. noi am încercat să fim acolo, pentru că acolo este mai bine și este mai liniște. Și... Acum, următoarea întrebare care apare este de ce Rusia a folosit drept motivație, da, pentru a ataca Ucraina, faptul că acest stat a vrut să adere la NATO. De ce a folosit acest motiv? Ce se întâmplă? Eu cred cu tărie, având un pic de experiență în viața publică și politică, în diplomație și citind foarte multă istorie, că, în primul rând, Rusia vrea să-și reclădească sfera sa de influență pierdută odată cu prăbușirea URSS-ului. Și Ucraina este o parte importantă a Imperiului post-sovietic, fost-sovietic și post-sovietic. Și de aceea, pentru ei, Ucraina este un lucru important. Noi înțelegem acest lucru și îl respectăm. Dar în același timp, între dorința Rusiei de a recrea sfere de influență, să spună Moldovei sau Georgiei sau Belarusului sau Ucrainei, tu n-ai voie să-ți alegi singur, independent, suveran, prin decizie suverană a acelei națiuni, să mergi, de exemplu, către Uniunea Europeană. Și noi, pe partea cealaltă, spunem exact inversul acestei. Orice națiune europeană are liberul arbitru, dacă dorește. Dacă Moldova dorește să fie neutră, foarte bine. Păi, vorbeam de Suedia și de Finlanda. Păi, credeți că a mers NATO la dânsii să... După... Suedia a fost neutră 200 de ani. Finlanda e neutră de 50, 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani, după al doilea război mondial.
Și atunci noi spunem în felul următor. Fiecare țară din Europa și din lume are dreptul să-și aleagă liberă destinul și viitorul. Vrei să fii în UE și te califici să fii în UE? Vino în UE. Vrei NATO? Vino NATO. Da. Nu vrei NATO? Perfect. Nu vrei în UE? Minunat. Cu asta toată lumea e de acord. Adică toată lumea civilizată e de acord. Toată lumea rațională trebuie să fie rațională, de acord, pentru că dreptul de a-ți alege viitorul este un Dar de drept ce să folosești drept garantat. Motiv, da, ca să ataci un stat, faptul că acel stat vrea să adere la lumea puternică? Pentru că, de fapt, Rusia vrea să recreeze fostul imperiu sub o nouă denumire. Și acest lucru ucrainienii îl refuză. Ceea ce este absolut incredibil este cum a reușit Vladimir Putin să obțină opusul intențiilor sale inițiale. Să lăuda și pe aici, pe la dumneavoastră, că în 5 zile ocupă Kievul și că în 7 zile sunt la Tiraspol. La începutul războiului de acum, din februarie 2022, a crezut că Ucraina se prăbușește. Iată că Ucraina rezistă și se apără și luptă cu dârzenie. Ne-a cerut nouă mai mult decât asta, să mergem înapoi, să dăm ceasul istoriei înapoi. Și aderarea Poloniei, a României, a Cehiei, a Slovaciei, a Balticilor, a Bulgariei, a Croației, a Sloveniei, a Albaniei, care s-au făcut în ultimii ani la NATO, să se revină la 1997 înainte de extinderea NATO. Ce are în schimb? Suedia și Finlanda ca noi membri. A avut mai puțin NATO, are mai mult NATO. A avut o Ucraina pe care să o subjuge, are acum o Ucraina. Iar apropo de Ucraina, și noi ne uităm la sondaje, și noi ne uităm la opinia publică, evident că ne uităm. Dacă înainte de ocuparea ilegală a Crimeei și a unei părți din Donbass, în 2014, 85% dintre ucranieni considerau Rusia ca principalul lor prieten. Și era normal să fie așa, într-un fel. Istorie, cultură, multe lucruri. Au da. Mai fost și momente grele. Astăzi, 96% dintre aceiași ucranieni consideră Rusia ca principalul pericol existențial pentru țara lor. Ferește, pentru că... Deci este o schimbare incredibilă. Deci cred că a făcut Vladimir Putin a făcut o greșeală, o eroare strategică fundamentală, crezând că noi suntem divizați, că aceste țări se vor preda fără luptă și că NATO sau Uniunea Europeană sunt foarte divizate și lipsite de vlagă și de voință. Cum este implicată NATO ca organizație în războiul din Ucraina? Nu suntem parte a acestui conflict. Nu suntem și nu vom fi parte a acestui conflict. Asta e o altă un alt element de propagandă foarte mare. Nu. Și dacă vă uitați ce face NATO pentru Ucraina, facem tot ce înseamnă asistență non-letală. Îi ajutăm, evident, pe parte de comandă și control, îi ajutăm pe parte de sănătate, îi ajutăm pe parte de logistică, îi ajutăm pe parte de luptă împotriva dronelor. Dar tot ce înseamnă asistență militară directă pentru Ucraina nu se face prin NATO, se face separat. E un grup coordonat de Statele Unite, din care fac parte 50 de națiuni, nu doar țările NATO, și Japonia, și Australia, și Elveția, țară neutră. Și acolo este un mecanism de coordonare pentru asistența militară către Ucraina, care nu se face prin NATO. Și vreau să vă mai spun încă un lucru, pentru că stă aici la Chișinău. NATO are, evident, o politică de a susține direct și indirect Ucraina, pentru că este important să susținem o țară care este atacată ilegal de către o țară care vrea să se desfințeze, dar avem și o obligație și o acțiune de a evita escaladarea conflictului între Rusia și Ucraina într-un care conflict și mai mare între NATO și NATO. E altceva. Da. De aceea, noi suntem o organizație extrem de responsabilă și doritoare de pace. Noi nu dorim confruntare cu Rusia. Noi nu dorim război în Europa, noi dorim pace în Europa. Ne-a mers bine cât a fost pace în Europa. S-a dezvoltat Europa după al doilea război mondial sub umbrela NATO și sunt astăzi cine sunt pentru că a existat securitate. Securitatea acum, este importantă. Care sunt șansele ca Ucraina să devină membru al NATO și în ce condiții asta este posibil? Bun, am fost la Vilnius acum câteva luni de zile, la summitul nostru din capitala Lituaniei. Președintele Zelenski a fost acolo cu noi. Și am lansat un nou format de colaborare, Comisia NATO-Ucraina, unde, pe picior de egalitate, ucrainienii și coaliații discutăm despre probleme de interes comun. A spune că Ucraina este astăzi cu un pas mai aproape de aderarea la NATO, a spune că locul Ucrainei este în familia euroatlantică, în UE și NATO, și aș mai spune că va trebui probabil să așteptăm sfârșitul războiului, vorbind de riscul de escaladare,
pentru a vedea care este momentul și condițiile în care ei să vină către noi. Între timp, se lucrează la Cine garanții de securitate. Acest moment și condiția, la ce vă referiți? Noi lucrăm prin consens în NATO. Am înțeles. Deci dacă o țară NATO nu este de acord, poate să amână o decizie. Exact. Dar răspunde că din punct de vedere al relației mult mai organice, al colaborării între noi, cred că Ucraina este azi mai aproape de NATO decât înainte de summitul de la Vilnius. Vom vedea la summitul viitor ce decizii vor lua aliații. Dar știu un singur lucru, că locul lor, clădit pe sânge și pe sacrificiu, este alături de noi în lumea liberă, în lumea democratică, în lumea prosperă, în lumea civilizată. Acum, în această fază a războiului, este posibil ca Rusia să atace vreun stat membru NATO? Adică ar avea suficiente resurse ca să facă acest lucru? Se ia în calcul un astfel de scenariu? Evident, noi facem planificare militară și lucrăm pe diverse scenarii, dar astăzi nu vedem. Din punct de vedere resurse militare sau intenție politică sau strategică, o astfel de dorință sau o astfel de nouă aventură pentru Rusia. Cred că Rusia e deja un fel de glumă care întotdeauna are și o parte de adevăr. Înainte de acest război, Federația Rusă pretindea că are a doua armată din lume după americani și acum în Ucraina au a doua armată din Ucraina după ucrainieni. Deci au multe lucruri de rezolvat înainte să se gândească la o aventură și mai periculoasă. Un alt lucru despre care se discută intens acum este că știm că NATO astăzi este garanția pentru statele membre că dacă unul dintre state va fi atacat, atunci NATO va reacționa. Da? În ce mod se va schimba această garanție sau se va schimba această garanție dacă Trump ajunge președinte în Statele Unite? Eu nu cred niciodată pe ipoteze și pe scenarii. Poporul american va alege liderii pe care și dorește. Noi lucrăm democratic cu toți liderii pe care aliații ni produc. Nu noi la NATO alegem, ci popoarele aleg liderii pe care au. Dar pot să spun un singur lucru. Că susținerea bipartizană și la republican și la democrat, și la democrat și la republican față de NATO este extrem de solidă. Eu am fost ambasador în America, știu America foarte bine. Iar nevoia Americii de a avea acest sistem unic de alianță în Europa prin NATO, dar și în întreaga lume, alianță bilaterală cu Japonia, cu Coreea, cu Australia, cu Thailanda, cu alți parteneri, chiar acum în Vietnam președintele Biden a așezat și o relație de securitate și cu Vietnamul, un fost inamic aprig al Americii, competiția cu China îi va face pe americani în continuare să fie interesați să țină toți aliații. Este cea mai prețioasă avere pe care o America, dincolo de propria lor țară, care e o țară formidabilă. De aceea suntem încrezători că America va continua să fie un lider atât de important în NATO. Anul viitor avem 75 de ani, un summit aniversar la Washington și sunt într-un fel privilegiat să asist în calitatea mea de adjunct al secretarului general la acest moment istoric. Președinte Trump a mai fost președinte. Da, dar situația s-a schimbat odată cu declanșarea războiului. Dar încă o dată pot să spun că trebuie să privim cu încredere și cu calm. Alegerile produc schimbări în multe țări, dar soliditatea alianței noastre este pe mâini foarte bune și suntem convinși. De ce întreb? Pentru că, da, știe toată lumea că deciziile NATO se iau cu votul fiecărei țări. Dacă una este împotrivă, atunci... Da, și la fel... Și consensul este unul din lucrurile complicate, pentru că 32 de națiuni, Suedia vine și ea în câteva luni, sper, să fie de acord cu totul, cu toate și tot timpul, este complicat. Și asta facem noi, secretarul general și cu mine, toată ziua ne ducem și pregătim terenul pentru consens. Și uneori este un pic frustrant, pentru că uneori nu-l obții ușor, dar și când l-ai obținut. Când ai 32 de națiuni atât de puternice, atât de solide, de unite prin acest, cum să spun, legământ de sânge, ne apărăm unul pe altul, indiferent de situație, da. Atunci forța noastră este incredibilă și eu văd acum o unitate ireproșabilă în sânul NATO și într-un fel și asta domnul Putin a calculat greșit, a crezut că NATO va fi, că America nu se implică, că Europa este dezbinată. Iată, un NATO solid. Adică dumneavoastră credeți că un nou mandat al lui Trump nu va schimba situația în care Statele Unite privesc
America are nevoie de aliații săi, noi avem nevoie de America și sunt convins că America va continua să conducă. Dar în cazul ajutorului, și în NATO și în alte zone. Ajutorului pe care NATO îl oferă Ucrainei, că am vorbit mai sus despre el, da? Acesta va fi schimbat în vreun fel? Eu discut mult. E o întrebare legitimă și aici întrebarea este și la noi, în opinia publică europeană, dar și în SUA și Canada, aliații noștri de dincolo de Atlantic. Noi suntem democrații. Și trebuie să fim tot tipul conștienți, ca lideri politici, că uneori opinia noastră publică, chiar în țările care susțin cel mai mult Ucraina, apar și momente de oboseală. Inflație, prețuri mai mari la energie, iată acum cu grânele, cu cerealele. Aliatul nostru polonez a decis, cred că și România a făcut la fel, ca grânele care tranzitează Polonia sau România să fie dedicate exclusiv și să nu inunde piața locală. Deci apar și astfel de momente. Și în America sunt discuții. Ceea ce ne întreabă pe noi, liderii politici americani, și primesc foarte multe delegații de congresmeni și de senatori americani la noi, la NATO. Și eu mă duc la Washington foarte, foarte des. Și ei ne pun o întrebare nu atât de mult dacă trebuie să continue să susțină Ucraina, pentru că toți înțeleg că trebuie să susțină. Inclusiv ca un semnal pentru China în viitor. Ce îi întreabă, dar aliații europeni sunt și ei la fel de solidari și pun și ei banul jos, cum se zice pe românește? Și noi le spunem, uitați-vă și la investiția în echipamente militare, care costă mult, și America conduce, e și o țară foarte mare, dar adunați și banii pentru sprijin economic, adunați banii pentru sprijin umanitar. Am fost la un meci de fotbal la București, Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, prietenul nostru, este antrenor, și a jucat un meci de cupe europene cu o echipă din Grecia, din Salonic, Ari Salonic, pe stadionul Giulești din București. Și m-a invitat Mircea, cu care sunt prieten. Mircea, vino la meci. Mă duc la meci. 3.000 ceva de suporteri, foarte mulți greci într-o galerie serioasă, știm cum au dânsii, și restul galeriei pentru Kiev era plin de copii. Erau copii ucrainieni care erau în România, în București. Nici nu știa că sunt așa de mulți. Niște voci de copii, Dinamo, Dinamo. Deci ăsta și este un efort pe care trebuie să-l cuantificăm în bani. Eu când angajez în Germania sau în Polonia sau în Moldova, Moldova face un efort extraordinar, le suntem extrem de recunoscători. Echivalentul a 4,5% din populația Moldovei sunt refugiați din Ucraina. Faceți un efort deosebit și țara nu duce grozav social și economic. Ba chiar o duce. Și România nu o duce atât de bine cum da, ne-am dorit și toți. Războiul are impactul pe deci care există, are. Există de fapt o discuție mai degrabă dacă America susține singură sau împreună cu ceilalți de o manieră mai echitabilă acest efort. Răspundem la această întrebare legitimă și vom continua să susținem Ucraina. Da, deci înțeleg că un nou mandat Trump nu va schimba nici ajutorul pe care NATO îl acordă Ucrainei, da? Țările deci, NATO, nu NATO încă o dată răspund, nu susținem țările NATO, din NATO. Exact, da. Deci cum vom continua să sprijinim Ucraina și trebuie să fim siguri că opinia noastră publică înțelege raționamentul și calculul strategic, politic și democratic exact. Și moral pe care îl avem așa, în spatele acestei decizii. Acum, care sunt așteptările? Care sunt previziunile NATO între vis-a-vis de modul în care se va sfârși acest război și când se va termina acest război? Pentru că auzim declarații în ultima vreme care nu sunt deloc încurajatoare. Bun, sunt două observații. Unu, de obicei războaiele se termină printr-o negociere politică. Și a doua observație, la fel de valabilă istoric, este că războaiele sunt imprevizibile prin definiție. Nu știi în ce parte o iau. Și că aici, la un moment dat, se va ajunge la o soluție politică. Din păcate, noi nu vedem astăzi condiții politice pentru ca cele două părți să ajungă la o soluție politică. Rusia, în continuare, are obiective maximaliste, vrea să oprească Ucraina prin drumul său către Europa, vrea să-i amputeze de teritoriu în continuare, ucrainienii, pe bună dreptate, vor să-și recupereze întreg teritoriul, este firesc, este normal. Deci, probabil că acest război păcătos și blestemat și atât de devastator și cu efecte atât de multe va mai continua. Dar, la un moment, să sperăm, cât mai curând cu putin, să vom ajunge la un moment în care să restabilim pacea. Observație pe care vreau să o fac pentru că este importantă. Nu orice fel de pace, ci o pace durabilă, o pace statornică, o pace care să dureze. Pentru că riscul este ca Putin și cu rușii tactic să se prefacă că au un armistițiu sau un aranjament de pace, să se reînarmeze în timpul respectiv și să revină împotriva Ucrainei cu forțe proaspete după o perioadă de timp. Deci sperăm toată inima să fie pace cât mai curând. Pacea este obiectivul NATO. Noi dorim și de o manieră oarecum contraintuitivă, ajutând acum Ucraina mai mult ca să poată
să izbândească cât mai mult în acest război, într-un fel ne aducem pacea mai aproape. Pentru că dacă nu, înseamnă că rușii vor avea ambiții și mai mari, îi vor simți pe ucranieni slăbiți și războiul se va prelungi. De aceea, pacea este obiectivul nostru și sperăm din toată inima să fie condițiile reunite. Da, dar care ar fi acele condiții care ar putea așeza cele două părți? Auzim vocea Ucrainei, vedem și declarațiile pe care le face Putin. Deci, din punctul de vedere al NATO, da, cum ar arăta acele condiții la care cele două părți să se poată așeza la masa de discuții? Încă o dată o observație foarte importantă și mă bucur că pot să spun aici la Chișinău către publicul din Republica Moldova. Noi niciodată nu vom lua decizii în locul Ucrainei. Decizia cu privire la ce formă de pace, ce contur al înțelegerii aparține Ucrainei și nu nouă. Ar fi pentru noi imoral și injust să decidem noi la un moment, gata, suficient, ridicăm piciorul de pe accelerație și acum descurcați-vă. Nu este așa. De aceea decizia este a Ucrainei. Există un început de fundație pentru... Este propunerea de pace a președintelui Zelenski. O propunere în 10 puncte. Ea a fost prezentată de președintele Zelenski și celor de la G20, a fost prezentată și în alte... A fost în Africa, a fost în America Latină. Deci cred că de undeva trebuie început și principala fundație trebuie să fie drept internațional, predictibilitate... și forme de garanții reciproce că acest război nu va reîncepe după câteva luni de zile. Deci, ucrainienii decid și cum spune și președintele Biden, nimic despre Ucraina fără Ucraina. Este ceea ce și noi la NATO o susținem. Cum decurge contraofensiva? Se aud critici de prin Occident că nu ar decurge așa cum se așteaptă toată lumea și așa mai departe. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Noi vedem că Ucraina obține cu dificultate, pentru că e foarte, foarte greu. Sigur, e mult mai greu. Obține progrese pe teren. Nu-i puțin lucru. Și ele sunt sustenabile. Și în al doilea rând, apropo de Ucraina decide, poate că din afară, cu toții dorim să fie succes mai rapid, evident. Dar fiecare... metru pătrat, fiecare kilometru recucerit înseamnă și riscuri de vieți omenești din partea Ucrainei. Pentru președinte Zelenski, pentru un lider este foarte greu să decizi. Ar avea forțe mai multe. Are echipamente militare de ultimă generație. Ar putea eventual să decidă să facă mai mult, dar asta înseamnă un cost de vieți omenești foarte mare. Și atunci nu cred că este dreptul nostru să spunem aliatului, partenerului nostru ucrainian, fă mai mult, fă mai bine, trimite mai multă lume. Dar avem încredere în dânsii. Învață foarte repede, au deja adoptat echipamente și doctrină și mod de a mișca al NATO, care îl folosesc foarte, foarte bine. Sunt mai motivați, sunt mai bine echipați, mai bine conduși și au condiții pentru succes. Să avem răbdare. Adică există și șanse ca Ucraina să câștige acest război? Eu sunt convins militar că, vorbind. Eu spun că din punct de vedere al modului în care Ucraina își dorește acest lucru, în care noi îi ajutăm, au toate șansele să izbândească în acest război. Repet, cât de mult, care este conturul izbânzii și definiția victoriei este o chestiune pe care iarăși ucrainienii trebuie să o decidă. Se discută la nivel de NATO despre regândirea industriei de armament. De ce întreb? Pentru că am văzut că rușii au pus pe producere de armament toată industria lor. Am văzut un articol în Hot News în care scrie că în general au început rușii, deja produc mai mult armament decât toate țările NATO luate împreună. De aceea întreb, care este situația? Zâmbesc puțin pentru că mi se pare și asta un mic element de propagandă. Evident că încearcă să crească producția. Întrebarea, producția a ce? Echipamentele astea sovietice, care e foarte clar că nu sunt foarte performante, a fost foarte multă propagandă în jurul acestora. Și în anumite zone ruși, într-adevăr, au echipamente foarte performante. În zona nucleară, în zona de hipersonic, au câteva zone bune. Dar din punct de vedere capacitatea echipamentelor sovietice de a concura cu cele de tip NATO, sunt o generație, două în spate. De aceea noi am luat o decizie într-un fel logică. Cu toții, mai ales în Europa, am colectat timp de 30 de ani, după căderea comunismului, cel mai mult dividendele păcii. Rusia părea că este benignă, riscurile de securitate nu prea erau și lumea a început să investească mai puțin în apărare. E normal, într-un fel. Dar după asta, când a venit un semnal 2008 Georgia, după aia un semnal 2014 Crimea, după aia vine război împotriva Ucrainei, evident că aliații
își iau măsuri de ajustare la o nouă realitate strategică. Și atunci ne-am apucat să investim mai mult, minim 2% din PIB pentru apărare, toate țările NATO, revitalizarea industriei de apărare NATO, standarde comune NATO, o chestiune care înseamnă calitate, volum. Și să știți că facem asta nu doar pentru a ne reînarma, ci pentru a descuraja Rusia să aibă cumva alte idei aventuriste, cum a fost așa. Ideea foarte proastă pentru dânsii și să se ia la luptă cu ucrainienii. Ucraina. Luăm o pauză de publicitate foarte scurtă și ne întoarcem imediat să vorbim despre Moldova și NATO. Publicitate. Ok, continuăm. În cazul în care, de exemplu, situația de pe front se schimbă, și să spunem, deși asta ar fi îngrozitor, Republica Moldova este atacată de Rusia. Cum va reacționa NATO? În primul rând, nu vedem semne de resurse militare ale Federației Ruse să ajungă și să facă juncțiunea cu Transnistria, pentru că planul a existat. Să ia ca într-o menghină Ucraina și în sud, să ocupe Odessa, să vină către Tiraspol și din nord, prin Belarus, să închidă menghina. Deci, unul, vreau să dau un semnal într-un fel de liniște și de calm aici, în Republica Moldova. Știu că este o preocupare, este legitim să fie așa. Azi nu vedem resurse militare capabile din partea Federației Ruse să facă acest lucru. Și pentru că Ucraina își face treaba foarte, foarte bine și cu sprijinul nostru. Al doilea rând, trebuie să mai spun încă un lucru foarte clar. Pentru că e bine să fim onești cu oamenii. A fi membru NATO înseamnă articolul 5. A nu fi membru NATO înseamnă că nu e articolul 5, dar e alt tip de aranjamente de securitate. Neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă slăbiciune militară, trebuie să fie o neutralitate mult mai activă, mult mai robustă, cu armată care să facă treaba profesionist. Și mai este un lucru important. Geografia Republicii Moldova, cu toate complexitățile sale, istorice și Transnistria și lucrurile pe care le cunoaștem. Mai are indirect un element foarte important, este că vecinul său de la vest, România și flancul estic, este NATO. Deci, într-un fel, chiar dacă nu este țară NATO, Republica Moldova, România este, Bulgaria este, Turcia este. Și cu ce? E posibil ca și Ucraina să devină într-o zi. Iar indirect, dacă vreți, asta e o descurajare pentru aventuri militariste ale Federației Ruse împotriva asta. Dar trebuie să spunem foarte clar că a fi membru NATO înseamnă articolul 5, a nu fi membru NATO înseamnă alt tip. Poate, NATO nu va putea să intervină în sprijinul Republicii Moldova. Dar putem ajuta, care... și noi și Uniunea Europeană și în plan bilateral, aliați și parteneri, să ajutăm Republica Moldova să fie mult mai robustă și să aibă capacitatea să se protejeze. Și evident că pe măsură ce integrarea europeană a Republicii Moldova avansează și Uniunea Europeană are în sine elemente de clauze de securitate în interiorul tratatelor europene. Deci, pe măsură ce Moldova, chiar fără a abdica de la neutralitatea sa constituțională, pe care noi o respectăm la NATO, primul lucru care îl spun când vin la Chișinău, aveți o constituție de neutralitate, NATO este primul care o respectă. Nu este treaba noastră. Bine, ce e o constituție, dar e o pseudo-neutralitate, pentru că ea nu este respectată de Rusia. Noi avem armată străină pe teritoriul Republicii Moldova. Asta e o discuție pe care numai dumneavoastră puteți să o aveți. Nu pot să am eu un loc cu dumneavoastră. Da, dar vorbim despre o falsă neutralitate. Despre asta este vorba. Este vorba despre un tip de neutralitate, în opinia mea și împărtășită și de liderii dumneavoastră, care a fost practic, o neutralitate provenită din războiul din Transnistria. Și a fost interpretată, pentru motive politice și strategice, ca o formă de neutralitate bazată pe șubrezenie a sistemului de securitate națională. În timp ce neutralitatea autentică, Elveția, Finlanda, Austriei, nu înseamnă că nu ai armată, nu înseamnă că nu știi să-ți faci treaba. Dimpotrivă, e o armată foarte puternică. Și dimpotrivă, de multe ori ai nevoie de una mai puternică decât dacă ai fi membru. Ca să te poți apăra. Exact. Dar această discuție este o discuție care va aparține dumneavoastră. Noi suntem aici doar să ajutăm cât de mult putem transformarea armatei Republicii Moldova într-o armată cât mai interoperabilă, compatibilă cu noi, nu pentru că vrem neapărat să veniți către NATO, e decizia dumneavoastră, cât vrem să aveți cea mai bună capacitate de apărare, iar NATO este cea mai bună organizație din lume cu privire la astfel de lucruri. Apropo de armata Republicii Moldova, spuneți-mi, vă rog, cum arată sau cum ar trebui să arate armata Republicii Moldova ca să corespundă standardelor NATO? Acum vorbim inclusiv despre
Republica Moldova așa cum o știm noi, da? Deci raportăm armata la Republica Moldova, cum să zic, după mărimea teritoriului și așa mai departe. Cum ar arăta o astfel de armată? Am avut această discuție și cu doamna președinte Maia Sandu și cu premierul Recean și la Ministerul Apărării și, în primul rând, parteneriatul NATO-Republica Moldova e vechi de aproape 30 de ani. Condoleanțe pentru trecerea neființă a președintelui Znegur, l-am întâlnit, eram junior. Da, dumnealui a semnat... A semnat patentul pentru pace, deci nu este ceva nou. Noi am ajutat Republica Moldova cu eliminarea de pesticide, cu mine de după războiul din Transnistria, la pregătirea forțelor armate, la educația militarilor dumneavoastră. Deci facem de 30 de ani, nu e nimica nou. Relația noastră este veche. Deci vorbim de parteneriatul pentru pace. Vorbim de un parteneriat care a evoluat în timp și care acum include inclusiv asistență din partea noastră pentru modul în care vă pregătiți ofițerii și suboficerii, modul în care faceți doctrină militară, modul în care faceți standarde, în care faceți comandă și control și care sunt pe standarde NATO. Acest lucru vă va ajuta, unu, ca banii puțini pe care Republica Moldova îi are în general ca buget și acum cheltuiește mai mult pentru apărare, să fie cheltuiți cât mai eficient. Dacă tot puneți un ban, haideți să fie banul investit cel mai bine. Pentru că e păcat să nu faceți un efort fără ca el să aibă cel mai bun rezultat. Iertați-mă că v-am deranjat, că v-am întrerupt. Ideea este că aș vrea să aflu dacă există niște calcule, la NATO, da? Cum ar trebui să arate această armată în eventualitatea în care să admitem Republica Moldova ar fi stat membru NATO, da? Unde trebuie să ajungem? Cum arată această armată la standard de NATO? Deci această muncă, în primul rând conceptuală și după aceea organizatorică și după aceea de implementare, există în acest moment. Deci când premierul Răcean a spus, acum două zile cred, înainte de vizita mea, că își dorește să vadă forțele armate ale Republicii Moldova interoperabile cu NATO, în spatele acestei afirmații politice importante este un plan pe care noi îl avem, la care ajută și Uniunea Europeană, ajută și alții în plan bilateral, americanii, francezii, care au un rol foarte important aici și inclusiv când a fost summitul Comunității Politice Europene aici. Comunității Europene. Au fost americani, francezi, britanici, români. Am creat condițiile să fie totul derulat impecabil și în deplină securitate aici. Deci, în clipa de față, planul există, criteriile de performanță există, trebuie doar investit, trebuie găsită și o formă de a motiva militarii dumneavoastră, ofițeri, subofițeri, pentru că și ce fel de carieră ai îmbrăcând uniforma militară este important. Și cred că acest plan, dacă va fi urmărit cu tenacitate și investit în el în mod serios și din resursele proprii și din resursele partenerilor Republicii Moldova, în câțiva ani de zile am putea să avem o armată care să stea pe picioare, să fie robustă, să fie antrenată bine, să fie echipată bine. Sunt exerciții care se derulează chiar în timpul discuțiilor noastre care ajută la modul în care armata dumneavoastră face față. Și eu am văzut tineri ofițeri, subofițeri. Și am văzut conduce. Eu văd aici oameni care vor să-și facă datoria, să-și facă datoria ca militare a Republicii Moldova. Și cu cât sunt mai aproape de standardele NATO, cu atât vor fi mai performanți pentru Republica Moldova. Da, s-a discutat sau se discută la modul practic, real, ca în viitor Republica Moldova să devină stat membru NATO în cadrul alianței, mă refer. Pentru că am întrebat oficialii Republicii Moldova, cunoaștem care este poziția domnilor lor. În cadrul alianței, s-a pus vreodată la modul serios această problemă? La NATO există în tratatul de la Washington, care este, dacă vreți, Constituția noastră ca organizație, un articol care spune, în mod explicit, și el nu se va schimba niciodată, că orice națiune europeană care își dorește și este pregătită să adere la NATO, poate să dorească să intre în alianță. Deci noi nu oprim pe nimeni dacă dorește și e pregătită să vină către noi. România. Un exemplu pe care îl cunosc direct. Am ridicat steagul României la NATO cu mânuțele mele aproape când am intrat în NATO. Am închis negocierile la UE împreună cu Vasile Pușcaș. Și sunt convins că Vasile Pușcaș va dori să ajute cât de mult putem cu toții Republica Moldova în drumul său european. Dar în clipa în care spun acest lucru, NATO nu are o discuție ipotetică despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO, pentru că cele două condiții nu sunt încă reunite. Unu, Republica Moldova astăzi nu-și dorește și e decizia dumneavoastră exclusiv ce vreți să faceți în viitor. Nu vom veni noi să vă spunem ce să faceți. E decizia dumneavoastră suverană.
Evident că securitatea este importantă și că la un moment dat va trebui să vă gândiți și la acest subiect, în ce formă decizia dumneavoastră. Și doi, să fiți și pregătiți să o faceți, nu doar să vă doriți. Nu doar să vă doriți. Trebuie să fie o țară care să fie fără corupție, care să funcționeze bine, să aibă forțe armate cum se cuvine. Deci aceste două condiții... Asta era următoarea mea întrebare. În ce măsură Republica Moldova îndeplinește astăzi aceste condiții? În clipa de față, Republica Moldova este un partener tot mai robust al NATO, profită de faptul că NATO este o organizație atât de competentă. Suntem foarte competenți în ceea ce facem, și fără să mă laud. Avem și un birou de legătură aici la Chișinău, care o echipă de tineri și tinere excepțional de bun, și chiar vă recomand să intrați în legătură cu dânsi și să vedeți că nu e niciun bau-bau la NATO. E pur și simplu o organizație internațională cu lume care își face datoria din 32 de țări și chiar vă încurajez să aveți o legătură cât mai strânsă cu Mihaela și cu colegii care conduc echipa noastră de aici. Când va fi gata politic Republica Moldova? Cred că prima întrebare este politică. Când va fi eventual Republica Moldova pregătită pentru astfel de conversații? Numai dumneavoastră știți și publicul dumneavoastră știe, nu noi. Iar în clipa în care vă veți propune eventual așa ceva, atunci o să începem să discutăm despre criterii, despre ce înseamnă asta, dar încă o dată să nu punem căruța înaintea boilor. Da. Respectăm deciziile dumneavoastră și mai spun ceva. Mă uit la România, care e departe de a fi perfectă. Dar de când am intrat în UE și în NATO, PIB-ul a crescut de 5 ori. Uitați-vă la frații baltici. Au fost cu dumneavoastră pe vremuri în URSS și uitați-vă ce traiectorii au. Deci nu e niciun fel de comparație între țările care fac parte din familia democrațiilor occidentale și pe ceilalți. Și mesajul meu este și pentru cei care nu vorbesc neapărat limba română sau nu împărtășesc politic ceea ce spun eu acum. Sunt mulți care vorbesc acasă rusește, care sunt în Transnistria, care sunt multe părți ale Moldovei și care au încă întrebări cu privire la chestiunea aceasta. Și vă spun că, indiferent de ce preferință ai avea și oricât de mult te-ai uita la lucruri, un adevăr este evident. Că în Europa este mai bine, mai prosper și Republica Moldova nu merită. Oamenii aceștia nu merită, indiferent ce etnie au, indiferent ce preferință politică au, nu merită să fie cei mai săraci din Europa. Da, am văzut criteriile. Și acest lucru cred că este important și vreau să vă spun că ceea ce spunem noi și integrarea în Uniunea Europeană, care astăzi e deschisă Republicii Moldova, e susținută de NATO 100% și n-are nimic ascuns în spate, n-avem niciun fel de plan să convingem Republica Moldova să vină în NATO, nu ăsta e subiectul. Da. Ne dorim din inimă ca și oamenii acestor pământuri, care au avut acest blestem al geografiei de-a lungul secolelor, să aibă șansa să trăiască într-o țară prosperă, liniștită, sigură și să-ți facă plăcere să trăiești aici. Am urmărit România, sigur, în parcursul ei. Am văzut criteriile. Criteriile țin de mai multe. Sunt legate de democrație, de economie, de reforme și așa mai departe. Deci, în ce măsură, în acest moment, că ați spus despre faptul că Republica Moldova își dorește să adere la Uniunea Europeană, cel puțin așa arată în acest moment situația. În ce măsură asta se poate întâmpla în paralel cu aderarea la NATO? Este adevărat că până acum extinderile NATO, Uniunii Europene, au fost precedate de extinderi ale NATO. Cu excepția complet inedită a venirii Finlandei și Suediei, care erau membre UE și acum devin NATO. Deci a spune că nu este astăzi neapărat o regulă să fii membri NATO ca să devii membru al Uniunii Europene. Eu văd perfect posibil ca Republica Moldova să devină membru al UE fără să fie membru al NATO. E perfect posibil. Este politic perfect realizabil. Niciun fel de... Multă lume încearcă să insinueze. În Europa, în UE, înseamnă automat intrați și în NATO? Nu. Dacă decideți să intrați în UE, o să fiți mai degrabă de cum arată o Irlandă în UE, fără să fie membru NATO. Niciun fel de problemă. Decizia dumneavoastră. Dacă decideți de-a lungul timpului că vi se pare că aveți nevoie de mai multe garanții de securitate și vă răzgândiți, perfect. Sunați-ne și dați-ne un semn când sunteți gata. Deci noi nu avem niciun fel de intenție, noi la NATO, decât să ajutăm Republica Moldova să adere la UE în cel mai scurt timp posibil și aceasta nu ascunde niciun fel de capcană. Noi nu avem niciun fel de plan ascuns. Vreau să spun foarte clar. Noi nu avem niciun fel de plan malefic, cum încearcă unii să spună, că NATO de fapt încearcă în spatele integrării în UE să ne băgăm și noi în seamă. Așa. Nu avem nevoie să ne băgăm în seamă, suntem suficient de mari și de puternici. Mi s-a spus că mai avem 5 minute, deci trebuie să... Da, trece foarte repede. Dar, profunzime scrie. Da. Trece repede. Trece în profunzime. De ce credeți că în acest moment totuși ideea de aderare la NATO nu este atât de populară în Republica Moldova?
În primul rând, cred că sunt decenii lungi de propagandă anti-occidentală, anti-americană și anti-NATO din vremea sovietică. S-a așezat acolo o propagandă care, vrei nu vrei, are efecte. Noi vedem totuși cifrele evoluând către bine. Vedem aproape jumătate din publicul Republicii Moldova. 30 și ceva la sută. Nu, eu vorbesc de altceva. Vorbesc de faptul dacă lumea consideră că sprijinul pe care noi îl dăm Ucrainei este un lucru bun. Și jumătate din populație deja spune că este bine să ajutăm pe ucrainieni. Asta deja e un mare lucru. După aia, pentru aderare, cifrele sunt mai modeste. În Republica Moldova, de exemplu, există următoarea frică, da? Că în Ucraina războiul a izbucnit din cauza că Ucraina și-a dorit să adere la NATO. Și un eventual gând, da? Că Moldova ar putea adera sau și-ar exprima dorința de a adera la NATO într-o bună zi, s-ar putea încheia exact cu aceeași situație. Frica de Rusia este un factor pe care noi îl înțelegem și un anumit segment al publicului nu are atât de mult o afinitate cu Rusia, că își dau seama că lucrurile merg rău și că acolo e autocrație, nu e democrație, se trăiește prost. Ai prefera să trăiești ca în Occident decât să trăiești cum se trăiește acolo. Dar le este frică și noi înțelegem chestiunea aceasta. Și le spunem un singur lucru, că atunci când agresivitatea Rusiei față de Ucraina n-a plecat de la momentul în care ei au zis că vor să intre în NATO. Țineți minte 2014 și Maidanul? Și reacția opiniei publice internaționale. Era pentru aderarea lor la UE, pentru piață unică cu Uniunea Europeană. N-a plecat de la NATO. A plecat de la dorința lor de a intra în UE. Dacă am aplicat aceeași logică, înseamnă că a trebuit să vă fie frică să intrați în UE. Nu este cazul. Și într-un fel, de ceea ce va face Ucraina și de sprijinul nostru pentru Ucraina depinde într-un fel și Republica Moldova în mare măsură. Exact. Pentru că dacă Ucraina, așa cum știm, va rămâne o țară independentă și suverană și se va apropia de spațiul euroatlantic, asta înseamnă că această frică, care o anumită segment a populației îl are, istoric, se va estompa și mai va da seama că o țară mare cum e Ucraina poate să fie și NATO, poate să fie și în UE, ceea ce înseamnă că și pentru Moldova, pentru Georgia, pentru Balcani, această propunere poate să devină la fel de valabilă. Schimbă cumva situația legată de războiul din Transnistria, situația din războiul din Ucraina, situația din Transnistria? Și în ce mod se schimbă această situație? Mă refer aici la o posibilă soluționare a conflictului. Deci, este clar că, vorbind de calculul profund greșit al lui Vladimir Putin când a început războiul împotriva Ucrainei, că acest război schimbă nu doar relația Rusia-Ucraina sau relația Ucrainei cu Occidentul, ci schimbă întreaga dinamică în spațiul ex-sovietic. Și evident că are consecințe și în Transnistria. Și evident că și noi ne uităm cu interes și cu multă atenție la ce se întâmplă acolo. E prezență ilegală rusească pe teritoriul unui stat suveran. Nu este ok. Dar vedem în același timp și un dialog între autoritățile la Chișinău și cele de la Tiraspol, încercând împreună într-un fel să elimine riscul ca Moldova prin Transnistria sau în alte metode să fie atrasă în acest conflict. Asta e un lucru pozitiv în sine. Văd că 60% din comerțul Transnistriei se face cu Europa deja. În sine, ăsta e un element de... Văd elemente legate de investiții și de lucruri care se pot eventual întâmpla. Deci, eu cred că până la urmă și cei din Transnistria vor înțelege ușor, poate mai lent decât aici în partea aceasta, că a fi parte a Europei este un lucru care e bun pentru toți. E bun pentru business, e bun pentru nivel de trai, nu înseamnă că trebuie să ai neapărat o relație ostilă cu Rusia ca să fii membru a Uniunii Europene. Deci, consecințele acestui eșec strategic masiv al Rusiei se răsfrânge nu doar în relația cu Ucraina, ci în tot spațiul ex-sovietic. Și acest lucru se simte din Armenia până în Asia Centrală și în Caucaz. Și în legătură cu găsirea unei soluții pentru conflictul transnistrian? Până la urmă va fi nevoie de o soluție care să găsească și resorturi interne. Au fost soluții. Eu am condus OSCE-ul. Știu formatul respectiv. E mult mai greu acum. Deci cred că acest dialog direct între Chișinău și Tiraspol este bun, trebuie încurajat. Și la un moment, când Ucraina va fi într-o situație și mai puternică și când consecințele strategice ale eșecului Rusiei în această zonă vor începe să devină operaționalizabile, vom vedea ușor, sper și cred,
aceste conflicte înghețate, aceste capcane lăsate deliberat de Imperiul Rus la periferie, începând să-și găsească o rezolvare. Sper și sunt convins că și conflictul transnistrean își va găsi o rezolvare pașnică și Republica Moldova să-și recapete autoritatea asupra întregului său teritoriu suveran, și aici suntem alături de Chișinău în tot ceea ce întreprinde. Timpul nostru a expirat și mai am o întrebare care... Dar suntem încă tineri, încă n-a expirat timpul de emisie. La care aștept un răspuns cu da sau nu. Veți candida la anul la prezidențialele din România? Dacă mă invitați la anul după summitul de la Washington, poate că vă răspund la această întrebare. Da. N-a fost un da sau nu? A fost o reafirmare a intenției mele de a-mi face treaba la NATO până ultima secundă, așa cum trebuie să facem. Da, vă mulțumim foarte mult pentru participare la emisiune. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Ne vedem lunea viitoare.